Atunci nu mai incita. Păi, da, cum de-ai venit, nu? De Nu mai incita, băi, atunci. lasă ți mai de la acum pace, că este total nevinovată. Iar dacă e vinovată, nu putea să-i dea patru ani. Și cu asta am, am terminat. Cât Trebuia să-i dau un an, maxim doi, și cu asta eram. Și, și poporul ăsta amărât mulțumit. Uite, domnule, nu ne-au umilit ei pe noi. Adică pare clar umilință, față. Păi, bineînțeles, nu, nu umilință împotriva Halepei. Împotriva poporului nostru uh -huh. Ne umilesc toți băi Băi ne umilesc ucrainienii Ne umilesc kosovenii, uh, Ne umilesc românii noștri Băi ne umilesc de comunitatea europeană Băi cine Ce popor suntem noi bă De ani de zile de sute de ani suntem umiliți De, 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 de uh, Fel de fel de nații Și tăcem 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 tăcem, tăcem. Nu vrei păi să mai taci p Cât să mai tăcem băi fratele meu Cât să mai tăcem Crezi că poate să meargă cu umilințele până la capăt? Să ia bani, să ia tot? Și titlu? Pentru că e româncă? Să termine cu ea de tot. Păi cum să ia bani? Păi nu știu, să zic că aia, domne, ți-am dat bani, ai câștigat banii la turnee, dă-ne banii înapoi. Păi cum? Nu știu, abar n-am, nu mă știu. ai fost dopată, dă-ne banii da, înapoi. Da, și ce să-i facă? Să o dea în judecată, cum să... Că ai văzut-o pe aia, pe William, și a zis, domne, eu vreau finala înapoi, vreau titlu. Ce cu răutate da. în ea. Și de la aia a plecat. Crezi? Fac pariu pe cât vreți. Eu cred că a durut o rău că a bătut o hale până final. Nu mai asta. Și declarațiile lui, lui și declarațiile ei atunci la timpul și respectiv. Și alu Țiriac. Și au inflamat. Să știi că noi românii știm să inflamăm. Bine. am, observat. ne am observat. Inflamăm pe toată lumea după aia ne dăm după cireș. Da, da, da. da, da Ai da, 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 da. da, Bă, este suntem neamul dracu. Da, da, da. Bă, ar fi, asta ar fi, eu nu cred totuși că poate să, să ia titlul de la Wimbledon, nu? Nu cred asta. Nu. Asta e aberație, nu? Da. No. Dar ai fost tot pe aia ce răutate, nu? Ce a zis. Uh, Titlul. Numai aia. Da. Dar câte răutate între noi români. Uh -huh. Bă, bă, iată, bă. Dar totul să știi că lumea uite poporul o susține pe Simona. Păi cum să nu. Păi nu, aici n-a fost răutate. Dar de ce? Pentru că a fost atât de mare, Simona, a adus atâtea da, bucurii. Da, sigur că da. Pentru bun. că tu știi cum sunt românii. Oh, vedetă, să o tocăm. Tu știi că noi ne, ne devorăm idolii. Dar de ce crezi social că pe Simona n-a devorat-o poporul? Și că deci, lumea e cu ea? Pentru că a fost educată bine. Uh -huh. Înțelegi? N-a răspuns la multe răutăți. Și asta a, a ajutat-o. Să uh -huh. deci, știi că Alepa. Are o educație deosebită. Și părinții educați bine. Fii atent aici. Nu numai că au educat-o părinții bine pe ea, și părinții sunt educați bine. Îi cunosc și de asta vorbesc. Uh -huh. Uh -huh. Mie îmi pare rău de ce i s-a întâmplat, că suferă tot neamul lor. Nu numai, Suferă uh, și bine. mulți români, să știi. Bineînțeles. Băi, sufăr eu, bă, care n-am nimic cu asta. Băi, eu. Eu, familia mea, nevastă mea, su supărată. Păi, că de ce i-a dat uh, patru patru ani? An. Băi, putea să-i dea doi ani și nu ne umilea pe noi toți uh -huh. românii. Mă. Păi faceți un meeting, dacă toți suferiți atât. Dom'le, eu cu meetingurile nu stau bine, pentru că împotriva mea s-a făcut meeting, este singurul pe fața pământului în care s-a făcut meeting să fiu dat afară. Ai mai pomenit așa ceva? Era uh, sindicatele... Uh, Știi cum frunte, e? -joc, joc de joc cuvinte. Meeting antimitică. Anti da. Înțelegi? Au venit la ligă, era o, o mare de oameni, așa, la brutărie, Punea, la cu pușcărie, lupesc, cu jovănii, cu... Cu, cu jucătorii jovănii, da. cu, cu, da. cu, cu jucătorii sindicatelor. Da. Tot. Doamne, 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 maică, domnule, doamne. asta e cazonic în lume. Uh -huh. la, la sport nu s-a mai întâmplat asta. Uh -huh. Eu am câteva uh, unicate. Nu, e așa, e, așa. E. Deci, chiar. deci faceți meeting, ieșiți în stradă. Da, A? de meeting că iar de mie acum la 78 de ani. <laughs>